Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod. S-au întâmplat niște chestii super șmechere zilele astea. Și anume, a aplicat unul de pe RPG2 în SF Taxi și l-a explicat într-o părăsire, nu știu ce, așa, la facțiuni. Ai slave, say, am prin FV pentru așa, așa. New supporter să rank 3, vreau să intru în această mafie. Bă, ești nebun la cap. Vârstele are 15 ani, 4-5 ore. 4-5 ore cred că acord eu pe 101 la jocul ăsta. Sau mă numesc Mania Julius, am numele Dark Form în care cine e băiat cu cap pe umeri și este informat că sunt eu, știe că n-am 15 ani, știe că nu joc pe RPG2, știe că joc decât pe acest cont. Am jucat în trecut, așa este. RPG2 nu mai reprezintă un viitor pentru noi pe această comunitate deocamdată. Din ce am spus, pe RPG2 ar fi contul ăsta. Dar Q4Moon. Dark 4 Moon. Nu level 2. Ăsta cred că e făcut la mișto. Dark 4 Moon. Sunt curios. Ăsta e băiatul. Așa. Are punct la final? Da, ăsta e. Ăsta e băiatul cu punctul. Level 40, rank 3, a aplicat în SF Taxi, încă oare, vreau să încerc și altceva. A apărut pe YouTube, pe Facebook, de fapt, chestia asta la joc Samp și în același timp mod de ironic sau nu știu ce. Ia să intrăm noi pe RPG2, RPG, nu RPG, RPG. Să ne conectăm pe RPG2, să ne luăm de băiatul ăsta. Că din ce am înțeles, el vrea să facă niște bani pe spatele meu, ca și cum. Și a văzut că am primit niște donații când fac YouTube. Le sunt recunoscător tuturor donatorilor. Am uitat să menționez ultime donații, o să le zic episodul următor. Adică ce am mai primit donații și nu le-am anunțat, o să verificăm. Asta și parola, perfect, pinul același e, același, așa, ID, dark, number, 2, 4, 3, SMS, 909, 59, 69, salut! Ești Dark 4 Moon de pe RPG4? Ia să vedem. Da! Dă-te, dracu, nu cred! Filmezi, man? Bă, dă-te în pielea mea, nu cred că ai zis da. Nu. Dacă îți dau un caca, mă menționezi în următorul episod. Bă, iau-te cum se leagă lucrurile, bă, băieți, mă! Ia, yeah, sunt curios ce-mi răspunde. Te sigur? Bă, dă-te în pielea mea că nu cred! Hai, patru dragons, să-ți dau un Infernus. Bă, dă-te în pielea mea că nu-mi vine să cred că cineva e chiar atât de prost să creadă că acest individ sunt eu. Sunt în LS. Hai, fătu-ți gura, mătii. Pă, ce nevează copiii ăștia câteodată, mă, admins. Number 673, SMS 766, 0100, salut. Poate răspunde Sorin să ne rezolve el. Știu că și de la admin 1 poți să dai first name. Am o problemă. Bă, deci, mă piși pe mine de râs în momentul ăsta, deci, și că dacă îți dau caca mă menționez în următorul episod, desigur! Eu nu spun desigur, eu zic faci cum vrei. Și ești Dark Form de pe RPG4? Da! Bă, dă-te în pielea aia că nu cred! Ai un link? Da. Acea mafie, cum zice el, le des folosit de copii ca să accenteze facțiunea. Întrebarea pe live, care mafie e cea mai pașnică, nu ce paramedic, mai bine ștergi. RPG2, dacă unul e pro și zice ce numără mafie, nu înseamnă că tot server-ul e așa.
Vrei să-și explicăm sau lăsăm așa? Cred că se înțelege de așa, așa. Din nou, vrei să ieși așa, așa? Așa, mafie, la mea. Am înțeles. Stai că m-am mai menționat unul seară. Pe pagina asta... Mă uit la Awake în mod ironic și joc Sam pe Ruby Nefrit. Aceeași poză. Dă-te în pielea. Mă jur că nu-i copiată, man. Mafia Taxi, ce dracu. Nu ești tu, e un fan al tău de pe RPG 2. Am zis bine. Ia stă-te la mașinuțe, are un premier. Va, e skin of the dick ca și cum. SMS 909 5969. Dacă ești Dark 41, cum te cheamă în realitate? Pielea aia, poate s-a apucat Dark frumul ăsta de RPG 2, mă frate, și Alin. Bă, a avut un zgâtul, măti. Te pun pe IT. Chiar acum filmez. Să dea dracu să te mai iei de mine. Filmez. Nab. Lasă că dau un PM la Kelton și ei force name. Salut, YouTube. Alin. Uite, mă, știi cum mă cheamă? Sunt o zgura mătii de copil ce ești. El e skin of the dick, dacă știți engleză ce înseamnă skin of the dick. Și acum o să vină PM-urile, mamă, ce l-am jurat pe ăla, mamă, mamă, Kelton, scoate liderul, frate, că îmi jură. Nici n-am nisibit să vorbească un lider de mafie așa. Am luat primul ceaun de când s-a băgat cu ex-ul ăsta, n-am mai avut timp de joc în ultima perioadă, m-am enervat. Date update-uri. ID 243, știu. Hai de capul lui. Report un admin. Urgent. Bă, dă-vă-n pielea mea, că e imposibilă, mă, treaba asta, mă. Cum să credeți de... Uite, Naze, băiat deștept, apare pe filmare. Apari pe filmare, nab. Bă, frate, deci așa au ajuns, mă, treburile. Eu joc pe RPG 1, RPG 3, RPG 4 în momentul de față. Pe RPG 2 am intrat doar din cauza acestui eveniment. L-am găsit pe domnul, ăsta e 15 ani, care se dă drept Alin. Are Denis în aplicație sau cum recu, Andrei îl cheamă. Dar pe el cheamă Alin, mă, și desigur că vă anunță pe filmare dacă îi dau un caca. Lasă că acum mai dăm și un PM la domnul Kelton. Nu e nicio problemă de chestia asta. Intrăm pe RPG 2 la staff. O să dăm un PM rapid acestuia. PM. Și rezolvăm cu un force name. Aha, băgai mi și piciorul a toată porcăria asta. Da, lasă cu. Ei, a trecut de mult. Era faza aia cu Cesar Vial Pando. Hip-hop, nenomuriri, Kelton, salut, nașule. Am o problemă cu băiatul ăsta. Se dă drept. Bine. Știți ce aveți voi de făcut. Plus, Moula Awake. Da. Am trimis și PM, așteptăm force name-ul la băiat să nu se mai repete chestia asta. Am cerut și eu force name și nu mi-au dat. Oricum nu ia force name 2, am vrut să-mi dea și contul să fie. Ce? Oricum nu ia force name 2. Au vrut să-mi dea și conturi să filmez la warul și n-am vrut. Am cerut și eu force name și nu mi-au dat. Hai, salut. Hai să fii sănătos. Da. Ești nici de pe RPG 2, ne-am băgat așa puțin un subiect. Eu totuși sunt foarte amuzat de ceea ce se întâmplă la momentul actual, vorbesc foarte serios. E banal ce se întâmplă în momentul de față. A apărut și asta pe Facebook și acum o să ziceți, mamă ce importante dai. Ca la Turf-uri, știi? Am făcut un event cu Special 24. Face.
Unu, bă, că te lauzi, că de-aia nu-mi place tine. Bă, mai dă-te în durerea mea. Am reactivat mesaje pe pagina doar în continuare. Cei care vreți să vă ajungă meme-urile pe pagina, postați-le la grupul nostru, vă las link în comentarii. Hai să facem și niște loguri, să fie treabă. Ori la sfârșitul lunii cu autoclicker, cum îmi place mie, bam, 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 și acum o să vină băieții, PM-ul la Cheltun, bă, ia la Team Weaver pe ăsta care autoclicker, să ia bană, să piardă liderul, homo, stați liniștiți că nu-i chiar așa. V-am zis că am picat la admin pe RPG3, dacă iau admin, las-o admin-ul, mă, pentru un lider normal. Dacă nu mă las să am și lider și admin, pe ce afacere asta? Perfect. Slash. Mâine tot să fiți prezenți la oară, avem cu avis pe absentă FV. Învoire! Învoire! Bă, aseară am avut niște ururi de căcat în adevăratul sens al cuvântului. Am avut 4 ururi, 2 pierdute primele, 2 câștigate ultimele. Bă, dar a fost așa, nu știu cum să vă zic, mâncava așa gura voastră. A început cu Rifa, după aia cu GSB, după aia cu 69 și după aia cu Eloc. La oară cu Rifa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Am fost 15, fucking 15 și nu ne-am dat spawn kill. Am luat și best degeaba, știi? Bă, și eu am ieșit exact să fac poză și moftic când nu apuc să fac de astea, știi? Urât, bă. Nasol. Nasol, nasol, nasol. Bă, eram terminat, deci pur și simplu nu mai realizam, venea să pun demisia în momentul ăla la lider. N-a zis, nu mă, eu fac record. După aia cu CSB am jucat eu cu dublu Hiena singur, să-mi bat piciorul de n-am jucat singur, că ăștia sunt paraleli. Au fost paraleli în aleatul sens al cuvântului, dar lasă-mă, mane, că vine o evidență de aia șmecheră, cum place mie. Da, era ăsta care mâncați așa, l-ați banat, mă? Bă, încă nu l-au banat. Bă, frate, joacă Enderman pe contul ăsta. Bă, dar nu ratează omul și ce aia să nu rateze? E imposibil să vezi cum omul ratează. Însă, aici am avut parte de o surpriză, am luat cel mai greu tur din San Fierro, părerea mea. A fost destul de greu, a avut ei 5 runde în fața noastră, am luat o tactică, ne-am pus acolo pe loc. Cum pe cap de la TLG Andrei, eu știu cine joacă pe cont. Așa. După care am luat totul la influență și la orul cu Eloc, tot așa ne conduceau 5-1, 5-3, ceva de genul. Și pana mea, îmi dau ăștia mesaje că bă, asta e mafie de 48, o lași la influență. Bă, dă-te în durerea mea. Adică ei până la 5-1 au avut influența peste noi pentru că noi muream. Până venea noi, se făcea influența la o punctul și așa mai departe. Am ajuns cu capa la un numitor comun, am mers pe aeroport, am stat acolo toți la influență, mai veneau unii, îi curățam toți. I-am mai dus capa într-un loc, după aia eu mi-am văzut treabă cu încă vreo 2 sau 3, am rămas pe aero, l-am ținut în picioare. Și am luat orul, am 3 târfuri de San Fierro, e bine, doar că au o altă surpriză, luam VTB 2 trufuri aseară, am dat atac pe GSB și pe Pigpen astăzi. Sper să-l iau astăzi târfurile astea, să rămân mâine cu atacul pe Richman. Dacă nu prind pe Richman, mai prind un atac pe loc, nu e problemă din punctul meu de vedere. Dar nu știu cum am pierdut pe Avispa, frate, deci chiar e aiurea. Și eu am rămas prost. Deci a rămas prost să mor eu. Și ci că Eloco vrea orașul, nu? Bă, manilor, înțelegeți că nu vă las. Trebuie să fac și niște locuri să vină măieții la 4 din 4. Și ca am să acest episod pe ziua de marți, cred că da, marți este astăzi, da. Mă sunat într-o inactivitate, chiar nu prea aveam chef să filmez, dar a venit subiectul ăsta cu RPG2, am zis, bă, neapărat mă bag și eu. La care am zis, hai să filmez. Mă rog, mersi pentru că te-ai uitat la acest videoclip. Salut, șef, așa, salut. Hai de capul meu. Bine, băieți.
Mersi pentru vizualizare, ne auzi episodul următor. Dacă aveți o teorie, vreo idee pe care vreți să o discutăm în episoadele viitoare, vă rog frumos să lăsați un comentariu. Eu am fost Alin, salut!